Primele corecții salariale din educație vor intra în vigoare în august, a declarat ministrul Muncii Dragoș Pâslaru. Acesta a spus că miercuri ordonanța privind salarizările va fi prezentată în ședința de guvern. Nu discutăm de creștere procentuală. Într-adevăr, la capătul zilei, Ministerul Finanțelor împreună cu noi, când facem calculele, arătăm indicativ cam cu cât crește masa salarială ca urmare a corecțiilor pe care le facem. Dar în sectorul de educație, ceea ce facem este eliminăm o lege specială dedicată sectorului de educație, legea 63, care era o lege anuală și se tot proroga an de an, și o înlocuim cu un sistem care să facă un pas înainte spre legea salarizării unitare. Și cred că acest lucru, combinat cu faptul că punem accent pe debutanți, pe partea de jos a sistemului, pe reașezarea unor ierarhii funcționale și de vechime care nu mai erau respectate, este punctul cheie. Potrivit ministrului Muncii, este vorba despre eliminarea unei legi speciale și înlocuirea cu un sistem care să facă un pas înainte spre legea salarizării unitare. De asemenea, de la 1 ianuarie 2018 este luat în calcul și bonusul de performanță pentru educație, similar cu domeniul sănătății. Intră în vigoare toate corecțiile disfuncționalităților în ceea ce înseamnă încadrarea în aceeași unitate, la aceeași funcție, la aceeași vechime. Vă dădeam exemplu în trecut că persoane care sunt colegi de birou cu aceeași funcție, aceeași vechime, au salarii diferite. Acest lucru se rezolvă. 2. Grila pe sănătate, care presupune în ansamblul său, în ansamblul întregi gril, pe masa salarială undeva spre 15% referitor la bugetul aferent în acest moment, intră în vigoare începând cu 1 august 2016, urmând ca sectorul de sănătate să mai beneficieze de acel bonus de performanță de 2% de la 1 ianuarie 2017. Referitor la sumele de la buget acordate, ministrul Muncii a spus că pentru 2016 sunt 800-900 de milioane de lei pentru ultimele 4 luni ale acestui an.